Luna iunie, luna identității creștine, este titlul unei inițiative legislative cetățenești care își propune promovarea unui proiect de lege, conform căruia, dată fiind și multitudinea de sărbători religioase, luna iunie a fiecărui an să fie desemnată lună a identității creștine. Inițiativa aparține unui grup de cetățeni români creștini de diverse confesiuni, iar proiectul are ca obiectiv recunoașterea rolului fundamental al creștinismului în istoria și identitatea locuitorilor României. Vreme de viacuri se arată în textul proiectului de lege. Proiectul de lege este în fază incipientă. Mai este mult drum de parcurs până când se ajungă pe masa parlamentarilor. Este nevoie de acordul și implicare bisericii ortodoxe, dar și de strângerea unui număr de 100.000 de semnături de susținere. Avem niște adrese trimite înspre leadership-ul bisericilor ortodoxe, spre patriarhie. Acum o să mergem și spre episcopii și spre mitropolii și așteptăm să vedem un răspuns. Bisericii ortodoxe nu se pot implica fără binecuvântarea ierarhică superioară. Și avem mare nevoie și de zi aici, pentru că au un cuvânt greu de zi. Și acum pregătim dosarele cu informațiile tehnice, cu listele de semnături și căutăm oameni care să le promoveze și să le adune. Pentru că trebuie făcute pe fiecare oraș în parte, pentru că ele trebuie vizate de primăriile locale. De ce este nevoie de luna identității creștine? Practic, ideea este de a sublinia cât de importante au fost valorile și principiile creștine în istoria noastră ca și popor și cât de importantă e pentru noi susținerea lor și promovarea lor în continuare. Și aici, de exemplu, e vorba despre familie, despre copii, despre o învățătură sănătoasă și tradițională care pentru noi ca și popor, părerea mea e că ne-a făcut mult bine. Creștinismul este moștenirea spirituală, valorică și morală a cetățenilor României, indiferent de confesiune religioasă ori apartenență etnică, mai subliniază inițiatorii proiectului. Există presiunea țărilor nordice care, și chiar a Bruxellesului, care merg spre libertinismul ăsta puțin exagerat și poate chiar impus. Acum, noi nu suntem împotriva minorităților de genul ăsta, ori sexuale, ori a oamenilor care promovează ideologia de gen, nu suntem împotriva lor. Doar că o minoritate de genul ăsta nu ar trebui să ne impună nouă ca națiune, care avem clar un fond creștin cu credință în Dumnezeu, cu valorile astea tradiționale a noastră, nu ar trebui să ne fie impuse sau forțate. Eu cred că pe noi ca țară ne caracterizează mult, mult mai mult credința creștină decât influențele astea noi. Proiectul de lege urmează să fie depus la Parlament la sfârșitul anului.